Yo, salutare oameni buni și buni, bine v-am regăsit la o nouă serie de designer pe acest canal. Ne jucăm The Knife of Dunwall. Este un DLC la jocul de bază designer în care intrăm în pielea lui Daud, asasinul. Și e foarte șmecher. După, nu știu, după ce am văzut câteva gameplay-uri, am rămas așa, wow, șocat, pentru că e diferit gameplay-ul. Puțin față de gameplay-ul normal din Dishonored cu Corvo. Și o să fie chiar șmecher. După asta o să mă apuc și de Brigmore Witches. Sunt două DLC-uri șmechere. Și da, uite, ne uităm așa dintr-o altă perspectivă la ce s-a întâmplat la începutul jocului în Dishonored. Uite ce tare. Oh! Get wrecked. Mamă, ia băga sabia. Ai, 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 urât așa. Iarăși în The Void. Frate, nu suport secvențele astea din The Void. Sunt cele mai nasoale. Chiar nu le suport deloc. Acum o să vedem cum se face cu blinkurile astea, care culmea au oprit și timpul în loc. Destul de fain. Hai că nu contează. Eu așa zic că nu prea contează. Man aici. Dowd, my old friend. It's been a long while, but you've got my interest again. Oh, pleacă-mă de aici, copile emo. Did you know that there are only 8 like you in the world? Care stai out? Adică știu un afară de Daud, atât. Sau poate încă doi, da. You can't just fade away into the shadows. There will be consequences. Your story is close to ending and even you can't escape it. But what ending? Deci să înțeleg că e aceeași mecanică. It's a mystery. One that starts with a name. Delilah. Nu știu dacă are legătură. For 6 months the city writhed and changed. For 6 months. Dar cred că e aceeași mecanică. Nu știu, așa am eu senzația. Ar fi mișto să nu aibă legătură cu low chaos, high hack, high chaos. Adică să putem să facem multe ghiluri, dar nu cred. O să încerc să fiu cât de stel posibil, oricum. Mamă, îi se potrivește vocea atât de mult. Și știu pe actorul care face vocea lui. Lurk was especially good at uncovering them. There was a ship called the Delilah. It hunted whales. Săracele balene. Balenele ucigașe. Dacă au nevoie de balene, se ducă la noi, la mama aia. Oh shit, that direct. Scuzați-mă, fraților. Mi-a intrat rostul în sânge. Bine, nu chiar. Hai să fim serioși. Așa, ce să punem noi aici? Silent Sabotage. Bun, vreau asta, The Stolen Rune și Safe Code. Ok. Next, avem așa, Sleep Dart. Astea sunt bune. Și aș lua și de asta. Nu, asta e cam cea mai tare chestie. Și acum aș mai vrea să mai iau sleep darts-uri. 6? Bune, sunt perfecte. Începem misiunea. Nu o să încerc să fac completarea jocului 100% sau acestui DLC 100% să iau toți banii și toate chestiile posibile și imposibile să citesc fiecare document. Dar o să încerc să fac roze cât mai mulți bani că avem nevoie pentru upgrade-uri și cumpărat iteme, după cum vedeți.
Deci o să-mi dau silința. Da, am înțeles. Sigur. Oh, mi-a dat un cadou, o rună, super frumos așa, îmi place. Ia. Ne uităm așa puțin. Ia să vedem ce putere are totuși. Explosive Bolt. Are Blink și Void Gaze. Pot să văd doar runele și bonci armurile prin pereți. De-aia e cam slăbuț. Oh my god. I-a făcut Spartan Kick. This is Sparta. No exceptions. I hope you die weeping, all of you. I hope the plague gets you. Da, bine. E ok. Rat, damn you. Din păcate, nu am bonciarmul ăla să-i sugrum imediat. E foarte de ajutor ăla, după părerea mea, dar asta e, nu l-am găsit. Ce să și faci? Ce s-a întâmplat? Trebuie să fiu pregătit pentru orice. Bun. L-am omorât pe ăsta. N-aveam ce să-i fac. Că l-am alertat, nu știu cum naiba. Bine, vreau să-i dau sleeping darts, dar asta e viața. Se mai întâmplă. Hai să dăm jos dacă găsim ceva. Așa, deci e ceva? Era, n-am găsit nimic. Ok. Deci ăsta era undeva sus pe acoperiș, bă, trist. Foarte, foarte trist, dar asta e viața. Bun. Încă o sticlă mai avem pe aici. Nimic deosebit. Bine naiba că n-au auzit mai mulți. Dacă auzeau mai mulți, misiunea deja era papa. Bă, deja o altă soluție la problemele noastre. Uite, mergem așa frumos pe aici. Îmi place, chiar îmi place puterea asta. Lui Blinku e mult mai șmecher decât al lui Corvo, dar măcar Blink-ul să fie, știi? Attention. Underplay condition. Failure work at industries deemed vital to state in. Bun. Perfect. Acum unde îl pun pe ăsta? Oh, se aude un bon charm. Stai așa, șefane. Uite niște bănuți. Opa, și cu ăsta ce mai facem? Ce are de gând? A, simplu. Mamă, sunt măcelari de ăștia tâmpiți. Dita mai animalele. Ei sunt animalele. Așa, aici o fi ceva? Zicea ceva de un bon charm. Uite-l. Undertaker. Ia ce asta? Oh, uite, asta e de ajutor. Îmi place bon charm-ul. Mai furăm și noi ce se poate de aici. Bun. Hai să dezactivăm capcana asta, că nu-mi place cu ea acolo. Și mai erau niște bănuți aici. Îi luăm și pe ăștia. Sunt ok. Opa. Aici sunt oameni morți. Weepers
Orb, corps. Cred că știu. Da, cred că știu ce trebuie să fac cu ăsta. Dar momentan, hai să mergem aici sus. Pentru că vreau să fiu cât de stealth posibil. 3, 4, bloody floor. Ce? Au inventat cântecul lor? Bun, hai că nu m-a văzut nimeni făcând asta. Bă, dacă nu aveam problema aia la început, era super. Asta e viața. Hai că pe ăsta-l pun, uite aici. N-are cine să-l vadă. Bun. Ce bun, era un dark vision acum, dar... Bă, într-un fel e mai bine. Aici ce-o mai fi? Mamă, ia uite bă, nu poți să faci parkour? Interesant. Sunt trei gărzi, wow. Asta o să fie interesant. Mulți. Sunt mulți rău aici, ce naiba. Bun, ăla s-a dus aici. Ăsta ce a făcut? A intrat la loc. Dai, a, uite. Repede, repede, repede să-l băgăm pe ăsta la somn. Hai că te miști mai repede. Hai că te-am pus pe ceva moale. Te trezești relaxat. Ai dormit pe măcelarul ăla. Bine așa. Ne uităm pe gaura chei. Aha, uite-l. Hai mă, pleacă de acolo. Ce naiba face? Boss, mișcă-te de acolo, leneșule. Oh, fuck. Cât patchy, cât patchy a fost asta. Mamă, dacă nu mă mișcam, eram rip. Voi ziceți aceeași chestie mereu, mă. Mai lăsați-mă în pace. Opa. Îi luăm așa la rând, pe băjeți. Am crezut că e ceva aici. A scăpat Corvo. Da, deci practic e în același timp cu acțiunea din base game. Ceea ce e interesant. Puteam să-i pun și aici, dar ăsta e răsturnat. Ușul ăsta de gunoi. Oh, ușor. Când se întoarce cu spatele, îl trimitem la somn. Ăla-i. Gata, mă. Mă, dar unde a dispărut măcelarul ăla? Că era pe aici. Ce-a făcut? Unde naiba s-o fi dus? Mamă, da, am adus... Am adus... patru leșinați de ăștia aici. Da, mă rog. Rămâne unul, mereu am observat. Pentru că probabil jocul vrea să ai mai multe FPS-uri și să... facă rendering mai bun. Apropo. Yeah. Un moment. Păi și ce mă, nu merge? What? Glumești? Bine.
Metoda clasică atunci. Așa. Și gata. Puțin parkour nu strică. Cum apare ăștia? Granny Rags. Bun. Mai am chestia aia? Așa. The poor side eye of whale, newly dead. Flapper in the pot, grizzly and red, weeper with... Mhm. Deci un ochi de balenă. Au. Un ochi de balenă și un weeper. Păi un weeper... Am aici. Un corp de weeper. Da. Dar ochii de balenă... Abar n-am unde să-l găsesc. Probabil unde... Unde taie ăștia. Măcelarii naiba. De ce nu merge? Hai frate. Glumești? Ce, că l-am pe ăsta aici și de-aia nu merge? Hai frate. Păi ce facem aici? Ai, mă, glumești? Păi și cum ajung eu acolo? E iurea. De ce nu te lasă? Nu apare nimic? Trebuie să mă descurc eu singur? Ok, frate, mă descurc singur. Hai. Ce să și faci? Am consumat niște mana, dar nu-i bai. Bun. A, trebuia doar să pun aici. Mm-hmm. Și ochiul de balenă mai îmi trebuie. Unde n-ai bai, o găsi eu un ochi de balenă, nu știu. Hop. Hai și aici. Mai căutăm chestii. Perfect. Perfect, perfect, perfect. Safe-ul ăsta. Sărăcuța balenă, uite. Nu cred că poți să iau ochiul de aici. Mă rog. Ciao, boss. Sunt Daud. Îmi pui condiții, mă? I work for a very rich man who's keen on seeing Rothwild's business go belly up. This whole business with the strike, our doing. We got a mole on the inside, lady pretending to run the labor crews, a real talent. She could lie straight to the high overseer's face and get away with it. We were supposed to meet up last night. I've been spying on the place today, waiting to hear word. I mean, I haven't seen or heard a peep. I was about to shove off. You're here to make a little mayhem anyway. Maybe you could find her. If she's still alive, she'd be able to get you everything you need to know. Okay. No question. Sună interesant. Mai ales bănuții, partea cu bănuții. Așa. Aveai tu un pistol aici, dar văd că ești cam inutil. Nu contează. Mamă. Îmi murți rău în față, ce naiba facem? N-ați văzut nimic, băieți. Ok, hai că pe ăsta l-ascund aici. N-are cine să-l găsească, dă-l naiba. Altceva? Pe aici, pe sus? Nu m-ar mira să găsesc ceva. Hai mă. Ala-i. Super tare. Hai să vedem ce zic ăștia.
Iarăși capcane de astea cu arc pylon, wow, le urăsc. Chiar le urăsc, frate. Foarte mulți gardieni. Trebuie prima dată să mă asigur că mi-am cam ratat șansa, nu? Din păcate. Bă, oarecum. Hai să fim siguri, știi? Să fim siguri că nu avem vreo surpriză aici cu băiețașii ăștia. Bun, bun, bun. Trebuie să mă uit atent la traseul lui, că nu vreau să mă prind de nepregătit. Am cam văzut eu pe unde se duce și e cel mai ok să-l băgăm la somn. Chiar se duce bine de tot. Bun, așa. Dar unde să-l ascund? Să-l ascund tot acolo cu ăla? Ar fi o idee. Mi-a scăpat bănuțul ăla. Bun, gata și cu ăsta. Ne facem și noi viața mai ușoară. Încep să rămân fără mană, nu e ok. Mă, dar ochiul ăla de balenă, unde naiba îl găsesc, frate? Așa. Gate key. Ia, în partea asta ce-o fi? Mă uit și eu, atent așa. Aolo, salut. Mai să te văd. Văd foarte multe oportunități, știi, pe aici. Asta e bine. A, păi pe ăsta-l facem ușor, mă. Cred. Îl facem, easy. Îl ia de urechi, nu știu cine ai mai face. Să-l pun aici jos. A, uite locul perfect. Ia vino mă aici. Îți place să-ți bagi joc de oameni, ia? Azi că-ți dau eu ție. Aici ce mai e? Merge. Așa, aici în bărcuță. Nu mai fi. Doar niște mâncare. Uu, dar s-aude ceva. Mă cam sperie. Ok. Încă un corp din ăsta. Un Weeper mort. A, cred că era chiar ăla, mă. Ia stai o leacă. Bun, gata și cu tine. Crane switch, lasă, hai că nu vreau să fac prea mult scandal acum. Să nu vină ăștia să facă ceva. Ah, păi știu cum. Occult markings. Acum vin, frate. Hai să-l ascund și pe ăsta. Tot în gunoi îl pun. Gunoiul la gunoi trage. Cum se spune. Așa. Hai, ce face ăla? S-a dus în același loc? Ce tare! Super tare! Gata! Am scăpat de încă unul.
Mai trebuie să mai fie ăla dinăuntru și plus încă un măcelar afară și gata. Și trebuie să dezactivez neapărat capcana aia. Da. Asta e. Asta e, man. Ce să și faci? Opa, hai că am înnebunit și eu. Am înnebunit de tot. Ok, gata și cu tine. Ia uite ce frumos. Este un blueprint. Cheie. Aici ce naiba o mai fi? Arc mine. Nu folosesc așa, e prea mare haosul. N-am înțeles niciodată de ce în jocul ăsta sunt atât de multe puteri și mechere. Și gen, că toată nu poți să le folosești, că trebuie să ai ending-ul bun, știi? Mai ales în jocul original. Mi se pare super aiurea. Chiar super, super nașpa. Mă rog. Niște poțiune. Attention. Underplay conditions, failure to report for work at industries deemed vital to state interests, has been declared treasonous by the Lord Regent. Ok. Bine, bine. Mamă, ce a zis-o? Oh. Nu, nu, cred că e pe partea cealaltă. Fai de capul meu. Nu spui că vine aici. Sus nu merge? Ba, oh. Nu prea. Aoleu, cât pe aici să mă vadă, frate. Oh, shit. Mamă. Da, frate, șobolan sunt. Te asigur eu. Sunt șobolan, calmează-te. Așa, pe ăsta îl pun în colț aici. Și pe ăsta la fel. Nu știu dacă cineva intră, îți dai seama că îl găsește. De fapt, da, îl găsește pe la care rămâne. Și nu se despawnează, dar nu-mi pasă. Eu mi-am făcut treaba. Oh, fuck, încă unul. Da, cam nasol. Partea bună e că o să fac asta. Simplu, nu? Așa ziceam și eu. Ăla-i. Să-l pun pe ăsta să fac o baie? Na, dă-l naiba. Se aude un bone charm. Care naiba fluieră? Bă, stai mă puțin. E un bone charm aici și nu știu eu. Am ratat eu ceva? Aha, da, am văzut. Păi și... Eu. Cred că trebuie să deschid ceva aici. Ia. Sewer gate, da, cred că are treaba cu asta. S-a deschis geamul ăla. Sau ce naiba o fi? Grilajul ăla. Oh, șobolanii! Muriți! Enervanți mai sunt. Ok, las-o așa. Ce bun ce-ar mira.
Spirit Water, of, oribil, Dana. Asta e. Uite, încă o cale de a intra în Slaughterhouse, dar noi nu o să mergem pe aici. O să merg. Bă, chiar nu știu. Hai la safe code. Hai să citim codul. Facem rost de cod și după aia mai vedem. 186, da? Bun. 186. Unu opt șase, cred că acolo era safe-ul ăla. Hai la el. Mi arată tot. Tot ce trebuie. Deci, 1, 8, 6. Bun. Și ce am găsit? Am găsit așa, un lingo, mana, time card și cam tot ce trebuie, nu? Bun, fraților, cam asta a fost și primul episod din seria mea la Knife of Dunwall. Nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe, să apăsați acel clopoțel și noi ne auzim data viitoare cu un nou episod. Da? Nu știu ce unul e, pa, pa!